Însă de asta dată echipa lui Sabou rezistă. Mihai Neicuțescu recentrează și nu face rău, este gol! 1-1, minutul 61, exact ce vă spuneam, marchează Robert Ciobanu. În urma unei faze fixe, în cele din urmă, la a treia încercare, echipa lui Cristi Pustai reușește egalarea. Este pentru prima dată când antrenorul divizionalei secunde zâmbește. Este golul reușit de Petkov. Mario Petkov marchează, fundașul central al Ceahlăului Piatra Neamț. Se resimte Plamen Iliev, va mai fi o modificare. Partida este relansată aici la Piatra Neamț, dar încă o dată probleme destul de mari pe fazele fixe pentru Universitatea Cluj. Dar ia balonul Mario Petkov. Nu este prea convingător Plamen Iliev. El practic se încurcă, intră în dorul Popa Duke. Zdren Lulacu este înlocuit în acest minut 62. Intră Patrick Petre. Se resimte din păcate Plamen Iliev, a căzut destul de rău. Iliev însă, pe reluarea pe care am avut-o, am sesizat că s-a lovit de Doru Popadiuc și în cădere a fost și acel contact cu Mario Petkov, însă fundașul central al Ceahlăului Piatra Neamț a avut prim planul la balon. A lovit acea minge pe care a trimis-o în plasa porții Universității Cluj pentru acest 1-1. Dragoș Șescan și Mario Petkov, oamenii care au marcat în această repriză secundă. Ioan Ovidiu Sabou, nu întâmplător, spunea după egalul înregistrat în Superliga în etapa precedentă, cel 2-2 cu...